Nimic din farmecul pe care îl afișează deja Piațeta din Libertății nu ne permite încă să ne dăm seama de frumusețea ei în celelalte anotimpuri, deși specialiștii primăriei Reghin care au amenajat-o ne asigură că va fi cu totul și cu totul deosebită. Spațiul verde al Piațetei dintre biserici a fost special proiectat de arhitectul peisagist Călin Albu, care a gândit din punct de vedere estetic, dar și funcțional. La început a fost destul de dificil până să-mi adun ideile ca să proiectez ceva în care să unesc compoziția cu restul amenajării din oraș, cu restul spațiului verde și în același timp să folosesc asociații vegetale și plante și jocuri de lumini, umbre și culori, încât să pun în evidență cele două clădiri și toată suprafața pavată, toată amenajarea urbanistică ce s-a făcut în zona respectivă. Primele specii de arbuști alese pot fi deja observate. Între ele se numără magnolia, liliac și ginkgo biloba, dar și altele care vor contribui la aspectul plăcut al spațiului. S-au ales pentru asta specii de plante rezistente, specii în general rășinoase mai mult, care sunt mai rezistente la factorul poluant și la acțiunea distructivă a înghețului. Inginerul Călin Albu a gândit fiecare porțiune de spațiu verde în mod distinct. Totuși, elementul vedetă pare că va fi crucea naturală amplasată între cele două biserici. În partea stângă am gândit o compoziție bazată pe o cruce prin care să pun în evidență cele două clădiri, respectiv biserica catolică și cea ortodoxă, și bineînțeles aceasta să le lege pe aceste biserici. Și în crucea respectivă am folosit jocuri de culoare care să simbolizeze sângele Mântuitorului Hristos. La capul crucii am pus câteva plante și o specie arbustivă din care se presupune că s-a construit corona Mântuitorului Hristos din bimbi. Spațiul din dreapta Piațetei va fi dominat de plante perene, a căror frumusețe va putea fi admirată în mai multe anotimpuri. Echipa de peisagiști s-a oprit deocamdată din lucru pe perioada iernii, dar va relua plantările la primăvară și tot atunci primăria intenționează să asigure spațiul cu irigare modernă.